Sofia Vicoveanca, cunoscută pentru talentul ei în muzica populară, a dezvăluit un secret bine păstrat pentru a-și menține vocea strălucitoare. Artista a împărtășit un leac simplu, dar eficient pe care îl folosește atunci când este răgușită. La vârsta de 82 de ani, Sofia Vicoveanca se bucură de mult succes în carieră datorită talentului pe care îl are atunci când vine vorba de muzică. Artista a împărtășit o metodă naturală pentru a-și menține vocea și pentru a combate răgușeala. Cântăreața a mărturisit că atunci când se confruntă cu o răceală sau o răgușeală, folosește două rețete tradiționale, una implică ouă, unt și lapte clocotit, în timp ce cealaltă presupune un terci din mămăligă cu unt și miere. Aceste metode naturiste au fost de ajutor de-a lungul anilor pentru Sofia Vicoveanca, contribuind la menținerea vocii sale. Sofia Vicoveanca continuă să impresioneze publicul cu talentul său și păstrează vie tradiția muzicii populare românești.